sub sloganul O pădure cât o țară și cred că a fost un succes. Am reușit anul trecut să plantăm peste 50 de milioane de puieți. Am participat anul trecut și la deschiderea campaniei și la finalizarea campaniei toamna destul de târziu. Pe parcursul acelor luni am discutat în repetate rânduri cu specialiștii din domeniu, cu evident autoritățile, cu decidenții politici și s-a conturat ambiția de a face mai mult în anul acesta și în anii care urmează. Pentru a da un impuls acestei campanii extinse, m-am angajat să continui împreună cu guvernul, cu autoritățile, cu specialiștii noștri. Este extrem, extrem de important. Nu știu dacă ați reușit să urmăriți un pic prezentarea. Ne găsim în județul Dolj, unde deșertificarea este o realitate. Ce înseamnă deșertificare? Pământul arabil, pământul bun care a fost adineori, a fost mai de mult aici, s-a transformat în exact ce vedem, în teren nisipos. Dacă nu se face nimic, nisipul se duce mai departe și deja acum avem o pierdere de peste 1000 de hectare de teren agricol, de teren arabil în fiecare an. Este clar că aici trebuie intervenit. Cealaltă chestiune ține evident de mediu și de nevoia de a avea mai multe păduri. Cu toții ne dorim un mediu curat pentru noi și pentru generațiile care vin. Cam toată lumea a înțeles pericolul încălzirii climatice și metoda în continuare cea mai eficientă pentru a avea un mediu mai sănătos și pentru a combate schimbările climatice este extinderea suprafețelor de pădure. Asta vom face, iar împreună cu guvernul am discutat în cadrul multor întâlniri pe care le-am avut pentru a concretiza Planul Național de Redresare și Reziliență, am hotărât să alocăm o sumă imensă, 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri. Aceste acțiuni, împreună cu oprirea tăierilor ilegale, cu siguranță vor duce la un progres semnificativ la recuperarea de teren valoros în România și la îmbunătățirea mediului în general. Vă doresc tuturor mult succes! Din România, ambiția noastră, strategia națională este să ajungem la 40% din terenul național împădurit față de aproximativ 30% cât avem acum. Banii în această etapă îi vom lua în esență din Planul Național de Redresare și Reziliență, unde am prevăzut suma de 1,5 miliarde de euro pentru aceste acțiuni de replantare. Prin participarea mea astăzi aici, vreau să dau un impuls acestei acțiuni. Voi participa și la alte acțiuni de acest tip. Pentru mine personal este foarte important. Iubesc natura, îmi doresc o natură sănătoasă pentru România, pentru generația noastră și pentru generațiile care vin după noi. În același timp, e important de știut, reîmpădurirea este metoda deocamdată cea mai eficientă pentru a avea și un mediu curat și pentru a combate încălzirea climatică. Doresc mult succes acestei acțiuni și voi rămâne aproape. Dacă aveți întrebări, poftiți! Bună ziua, Emma Stoica, Digi24.
24. Domnule președinte, în ultimele zile avem record după record atât la numărul pacienților din ATI, cât și la numărul deceselor provocate de COVID-19. Întrebarea mea este, în momentul de față, ce măsuri concrete ar trebui și vor fi luate de autorități pentru a reduce acest val 3? Setul de măsuri de care dispun autoritățile este cunoscut. Sunt restricțiile care sunt în vigoare în toată țara, sunt restricțiile care se iau suplimentar în localitățile care au o rată de infectare foarte mare și, evident, este campania de vaccinare care prinde din ce în ce mai multă viteză. Însă, trebuie să fim și trebuie să fiu foarte sincer, acest val 3, fiindcă suntem în valul 3, nu dispare de la sine. Pentru a domoli acest val 3 este nevoie de respectarea restricțiilor și de accelerarea campaniei de vaccinare. Prin combinația acestor două vom trece și peste acest val 3. Încă o dată, sunt foarte îngrijorat, situația este extrem de serioasă și fac un apel la toți românii să respecte restricțiile și să se înscrie pentru vaccinare. Doar prin combinația acestor măsuri putem să trecem de pandemie. Este probabil important să spun câteva cuvinte și despre situația din București, care este complicată. Știu că au fost multe discuții și cred că pentru București este nevoie să se ia măsuri suplimentare, deci restricții suplimentare. Sper ca cei din Comitetul Bucureștean să fie înțelepți și să înțeleagă acest lucru. Restricții probabil sunt necesare acolo unde se formează aglomerații și probabil este nevoie de a reduce aceste aglomerații, în special în weekend. Probabil vor trebui schimbate orele de deschidere și pentru magazine și pentru mall-uri. Pe scurt, trebuie eliminate aglomerările și este în interesul nostru al tuturor. În fond, dacă respectăm restricțiile, noi ajutăm pe cei din prima linie, medicii, personalul medical, și ajutăm pe cei mai puțin norocoși dintre noi care fac o formă mai gravă de boală. Bună ziua, Teodor Argin, știrile Canal D. Domnule președinte, despre carantinarea de weekend aș vrea să ne vorbiți puțin. Se vorbește tot mai mult despre această idee. Vom avea acum primul weekend în care se vor lua restricții suplimentare? Mulțumesc. Să nu facem o confuzie între restricții suplimentare și carantinare. Nu cred că în această etapă carantinarea pentru București este o soluție, dar restricții suplimentare sunt necesare, fiindcă nimeni nu-și dorește să ajungem în situația de avarie ca să nu mai putem gestiona valul, acesta al treilea val. Vedeți foarte bine, în fiecare zi, din păcate, sunt foarte mulți care se îmbolnăvesc și, din păcate, sunt și foarte mulți care ajung la terapie intensivă. Și acolo este problema cea mai mare, fiindcă numărul de locuri de terapie intensivă este limitat și s-a creat în ianuarie, februarie, impresia că pandemia cumva a trecut, o impresie, din păcate, greșită. Autoritățile competente nu s-au preocupat să extindă numărul locurilor de terapie intensivă pentru pacienții COVID și suntem în această situație când practic în fiecare zi se ajunge la limită, doar cu restricții suplimentare, cu respectarea lor, evident, putem să facem față acestui val 3. Încă o chestiune, fiindcă și aceasta s-a discutat mult, ce se întâmplă cu școlile. Deja știm că foarte mulți copii învață online, sunt doar cei mai mici și cei din clasele care au examene, care merg fizic la școală.
Însă, dacă numărul de pacienți crește și se vede că suntem într-o fază de creștere, trebuie intervenit și aici. Cred că propunerea făcută de Ministrul Educației este una acceptabilă, să se contopească cele două vacanțe și în loc de o săptămână acum de Paștele Catolic și încă o săptămână când avem Paștele Ortodoxe, să le contopim și în acest fel să eliminăm un factor semnificativ de răspândire a bolii. Este sigur complicat, înțelegem acest lucru pentru părinții care iarăși vor avea copii acasă, dar cred că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru sănătatea copiilor noștri. Bună ziua, domnule președinte, Miruna Mihailovici, Realitatea Plus. Aș vrea să vă întreb, tocmai pentru că suntem la începutul valului 3, dacă există vreun plan să se ia măsuri unitare la nivel de țară, anumite restricții la nivelul întregii țări și dacă ați discutat cu omologii dumneavoastră la nivel european, dacă există și vreun plan să se ia în calcul anumite măsuri pentru mai multe state membre. Vedem că sunt deja țări unde sunt lockdown-uri parțiale, Germania, Franța, am putea ajunge și noi în această situație? Am discutat aceste chestiuni, evident, cu premierul, cu alți membri din Guvernul României și discutăm foarte des la nivel de Consiliu European despre aceste chestiuni și în acest weekend vom avea o întâlnire în format videoconferință pe tema pandemiei. Deciziile se iau în plan național și pentru România nu dorim o carantină națională, fiindcă nu rezolvă problema și nu e aceeași situație în fiecare localitate. Credem că măsurile generale, restricțiile generale sunt acum în vigoare și rămân în vigoare, iar acolo unde rata de infectare crește, se vor lua suplimentar măsuri și se vor impune restricții, cum sunt cele care probabil vor fi luate pentru București cu limitarea circulației într-un fel în weekend. Însă, ceea ce este foarte important și pot să vă spun că o să fiu foarte ferm și clar în Consiliu, trebuie să accelerăm vaccinarea. Trebuie să accelerăm vaccinarea și trebuie să luăm absolut toate măsurile care pot fi luate împreună cu producătorii de vaccinuri pentru a crește viteza de vaccinare. Până acum, aceste solicitări pe care le-am avut și eu și alții au dat rezultate. Avem doze suplimentare, de exemplu, în aceste două săptămâni, ultimele două săptămâni din martie, primim multe doze suplimentare dintr-un vaccin care este foarte căutat și cred că se poate face mai mult. În paralel, vom discuta despre certificatul care arată dacă o persoană a fost vaccinată sau a avut boala sau a făcut un test și aceste chestiuni vor fi probabil lămurite în cursul acestui Consiliu. Deci, măsuri se iau peste tot, însă pandemia nu va dispărea de la sine. Este nevoie de respectarea restricțiilor și de accelerarea campaniei de vaccinare. Loredana Chimoiu de la Antena 3. Domnule președinte, bună ziua! Aș vrea să vă întreb dacă ați văzut și chiar dacă n-ați văzut, sunt convinsă că ați fost informat vis-a-vis de contrele care au apărut în spațiu public între doamna Alexandru și domnul Vlad Voiculescu. Aș vrea să ne spuneți, dacă dumneavoastră vreodată ați fost informat că incidența ar fi fost măsluită înainte de alegerile parlamentare, dacă dumneavoastră personal aveți încredere în raportările care se fac zilnic, cum comentați afirmațiile domnului Vlad Voiculescu? Aș vrea să vă mai întreb ce le spuneți românilor vis-a-vis de Paște. Vor putea să meargă anul acesta la biserică? Și ultima rugăminte, pentru că vă văd îmbrăcat în
trogeacă de schi, a început să și ningă. Ce le recomandați românilor să mai meargă la schi? Mulțumesc frumos! Ați-mi voie să încep cu sărbătorile. Anul acesta sărbătorile sunt la o distanță mare. Acum, în 4 aprilie, vor sărbători catolicii, evanghelicii, reformații, iar la începutul lui mai vor sărbători creștinii ortodoxi. Eu îmi doresc tare mult să gestionăm pandemia în așa fel încât lumea să poată să meargă și la biserică, să se întâlnească, sigur, mai în cerc mai restrâns, dar să se poată întâlni cu familia, fără să avem petreceri cu multe persoane, mai degrabă în cadrul familial, dar cred că aceste lucruri sunt posibile. Nu-mi doresc, și am spus acest lucru foarte clar de la început, nu-mi doresc să îngrădim accesul la biserică. Sunt sfintele sărbători de Paști, oamenii vor să meargă la biserică și trebuie să găsim soluții ca să meargă la biserică. Asta este una. A doua, nu am măsluit nimeni datele, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită. Formulele de calcul însă sunt diferite. Când a fost ministru Tătaru, împreună cu echipa domniei sale, a găsit potrivită o anumită formulă de calcul pentru incidența pandemiei, după aia s-a calculat și ce s-a calculat și s-a știut, s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni date sau informații. Acum, ministrul Voiculescu cu echipa domniei sale a dorit să modifice oarecum formula, a modificat-o și acum se dau datele care se găsesc. Deci vorbim despre două formule ușor diferite. În niciun caz nu a măsluit cineva datele. Ele au fost absolut corecte, așa cum au fost calculate și înainte de alegeri și după alegeri. Însă, dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, nu cred că aceste discuții teoretice pe formulă opresc pandemia sau alină suferința vreunui pacient. Eu cred că ar fi extrem de important și voi continua să spun acest lucru, să ne implicăm acolo unde este nevoie, să creștem numărul de paturi de la terapie intensivă, să-i motivăm pe medici, să fim mai proactivi pentru ca spitalele să facă față acestui val 3. Cred că acestea sunt prioritățile momentului și nu comparații teoretice între formule de calcul. Fără îndoială, domnul președinte, dar îmi cer scuze, ce să înțeleagă românii până la urmă? Este românii să înțeleagă să respecte restricțiile, adică să se vaccineze și să aibă încredere în autorități și în medici. Mulțumesc! Și ultima întrebare cu schiu? Chiar dacă ninge, nu cred că este neapărat vremea potrivită pentru schi. Oricum, dacă mergeți la schi, evitați aglomerațiile, respectați distanța. Bună ziua, Cristina Oprea, observator Antena 1. Aș vrea să revenim puțin la discuția cu aceste replici dintre Violeta Alexandru și Vlad Voiculescu. Cred că am lămurit chestiunea total. Aș vrea să vă întreb, după opinia dumneavoastră, înțelegem că Ministrul Sănătății nu a înțeles formula veche de calcul sau că minte? Ce ar trebui să înțelegem? Care e poziția dumneavoastră? Eu cred că puteți să-l întrebați pe domnul ministru. Vă mulțumesc! Vă doresc! Poftiți! Îmi cer scuze, am și o întrebare. Claudia Predile, de la România TV. Să ia în calcul cumva să se importe vaccinuri din Rusia sau China în condițiile în care la noi în țară nu avem doze suficiente și se moare așa cum vedem? Noi avem doze suficiente și campania de vaccinare merge foarte bine. Deci, una este una, alta este alta. Valul 3 nu a putut fi prevenit de nimeni, nici de țările care au avut un număr mult mai mare de doze de vaccin la dispoziție. Însă asta nu trebuie să ne descurajeze. Dimpotrivă,
campania de vaccinare la noi prinde viteză în fiecare săptămână încă un pic mai mult. Noi folosim, evident, ca și stat membru al Uniunii Europene, vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, toate care sunt agreate și vedem că în fiecare săptămână sunt sute de mii de doze în plus față de săptămâna anterioară. Sunt optimist că vom reuși acum la sfârșitul martie și în aprilie să vaccinăm sute și sute de mii de persoane în plus, ceea ce evident va duce la stăpânirea extinderii pandemiei. Dar se ia în calcul, așa cum vă întrebam, să importăm? Nu se ia în calcul, să importăm nimic ce nu este agreat în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Președinte, mai permiteți o întrebare? Haideți încă o întrebare. Dacă puteți să ne spuneți cum ați văzut dumneavoastră, dacă ați văzut acele imagini cu fostul ministru al de interne, domnul Vela, care era într-o cafenea care nu respecta restricțiile, vorbim de o cafenea din București, cu pereți și acoperiși, practic, în scenariul roșu, aflându-se capitala. Eu cred că toată lumea trebuie să respecte restricțiile, începând de la președinte, la membrii guvernului, parlamentari și așa mai departe. Cine nu respectă normele și restricțiile, să suporte consecințele. Și cred că, și cu asta vreau să închei, cred că este foarte important ca persoanele publice să dea exemple pozitive și nu exemple negative. Trebuie să ne însușim noi prima dată respectarea legii, dacă dorim ca și cetățenii simpli să respecte aceste legi. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Da, trebuie să luăm restricții, probabil sunt necesare acolo unde se formează aglomerații, cel mai probabil în weekend.